Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bun găsit tuturor, bine ați venit la Mind Architect powered by Europa FM. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine Paul Olteanu, trainer și coach, specialist în comunicare, om care ne ajută să înțelegem mai bine modul în care funcționează creierul nostru, relațiile noastre și care încearcă să traducă Neuroștiința și psihologia pe înțelesul tuturor. Salutare, Paul! Salutare, dragul meu! Salutare, prieteni! Știți ce facem în acest nou sezon? Vorbim despre înțelepciune românească, proverbe și zicători românești, disilate în vorbe pe care le aducem de sute de ani încoace și ne întrebăm, vor mai fi valabile? A mai învăța câte ceva? Le schimbăm sau le ținem? în viață și ce spun ele despre noi. Și am discutat noi despre modul în care vorbim, ca să dau un exemplu, dar astăzi vă propun ceva... Temă sensibilă. Temă sensibilă, da. Banii, banii. Care e relația noastră cu banii, așa cum se vede din vorbele de-a lungul anilor? Începem cu populara expresie, banui ochiul dracului. Paul Olteanu, la tine. <laughs> Eu ochiul dracului Paul nu. <laughs> dragul meu, păi, ce să zic, asta cu banii, mi se pare că e, îi dau un cadru așa la început. Toate mamiferele au o motivație universală pentru a obține statut. Asta nu e particulară speciei noastre sau țării noastre sau culturii noastre, e particulară oricărui mamifer să vrea să aibă statutul ridicat. Acum, în cazul nostru, parte interesantă, și când zic noi, mă refer la specia noastră, e că noi suntem vietatea care are statut ridicat în momentul în care are mai mulți bani. Banii îți permit să câștigi statut cumva, fie că vorbim de vestimentație, de unde locuiești, de vacanțe, de gadgeturi și așa mai departe. Partea interesantă, acceptând faptul că toată lumea e preocupată de statut, respectiv pentru specia noastră statutul strălucești și în bani, e că noi avem o relație foarte dificilă cu subiectul ăsta, plecând în, chiar de la expresia pe care ai ridicat-o la fileu, cu banul e ochiul drac dracului. Deci, la noi, în esență, e un stigmat. Dacă ai bani, ești malefic. Vezi și asocierea da, între bani asta și, pare, și că drac. Ceva de rău. Așa pare și eu pot să spun și la persoana întâi, lăsând un pic știința deoparte, că mi-aduc aminte când lucram în mediul ONG, în organizații neguvernamentale, care, da, ele cumva până excelență sunt despre a face bine, nu despre a face bani. Am lucrat la un moment dat într-una de protecție a mediului, care se numea mai mult verde, și îmi aduc aminte că în medio ONG, în care am trăit imersat profund câțiva ani, vreo 3-4 ani am fost foarte prezent acolo, aproape că ți era rușine când cerei sponsorizări să spui că parte din banii ei vor merge la oameni, să plătești salarii și să ai eventual și salarii care să atragă talente, să atragă oameni competenți. Și îmi aduc aminte un discurs al unui fundraiser, al unui tip care strângea fonduri în America, un om extraordinar de competent la asta, Dan Palot, al cheamă, el a ținut un discurs la TED care a schimbat legi în America în fundraising și el spunea o chestie care pe mine m-a maxim. A zis că dacă te gândești că directorul general al unei companii care produce jocuri video violente câștigă 2 milioane de uh, euro pe an, să zicem, câștigă mult mai mult, da, să zicem asta, uh, nu ni se pare nimic în neregulă. E absolut firesc dacă ce conduci o organizație. Exact. Dacă, în schimb, directorul general al unui charity, al, unei, un, al unui ONG câștigă 500 de mii de euro pe an ca să mont. eradicheze malaria, ca să, nu știu, da. să participe la împăduriri, la... depinde ce face organizația respectivă, ni se pare absolut dezgustător. n ar trebui să facă din bunătatea sufletului. Asta, deci mi s-a părut fascinantă chestia asta apropo de relația cu banii. Discursul lui Dan Palota nu era adresa românilor, dar la noi se simțea foarte tare asta și în interacțiuni mediu-profesional. Dacă lucra într-un sector care era asociat cu a face bine, nu puteam vorbi despre a face mulți bani. Erau cumva antagonice. Asta a existat în societatea românească și ea este la nivel de știri, a existat o campanie împotriva ONG-urilor axată chiar pe aceste chestiuni și s-a pus problema noastră, dar de ce câștigă ea banii ăștia, de ce au strâns atât de mulți bani, de ce au rezerve de bani, nu mai dau exemple aici, exact. poate pentru unii sunt cunoscute, dar a existat abordarea asta. Da. Acum trebuie să-mi explici cum să face mindset-ul ăsta. Tocmai expresii precum banul e ochiul dracului sau mă rog, mai sunt și altele, banul face din om ne om și așa mai departe, instalează convingerea că banii sunt în mod automat ceva rău, malefic. Eu aș spune că banii ce sunt e un, un amplificator pentru ce e deja la persoana sau organizația respectivă. Adică Oamenii pe care eu îi cunosc, dacă sunt oameni faini și au și posibilități financiare, amplifică cât de faini sunt ca persoane. Dacă sunt persoane cu care nu-mi face plăcere să interacționez mult, aveam mai multe resurse, în general amplifică trăsăturile pe care le găsim dezagreabili. Cred că cea mai periculoasă asociere se produce tocmai când asociem banii cu ceva rău, că ne e greu să-i cerem. Noi suntem campioni la uh, a lucra prost plătiți. Suntem studiu de caz nu? în Europa și nu numai, că multe industrii de ale noastre, mai ales și în zona de tehnologie, au, au crescut pentru că avem oameni competenți, dar relativ ieftini raportat la salariile din restul regiunii. Și eu am avut mulți clienți și în coaching și în training pe care i-am văzut având dificultăți în a cere bani pentru servicii, pentru competență, pentru lucrurile pe care le fac. La noi, în cultură, banii merg aproape mână-mână cu rușinea. Să cer bani e rușinos, să te intereseze banii e stigmatizabil, ori eu cred că asta denotă stimă de sine scăzută și o înțelegere coruptă a ideii că pentru valoare, pentru competență, pentru lucruri pe care le poți face bine, e fire să fie recompensat. Da, ajută-ne să trecem pragul ăsta, că uite, ai deschis, ai deschis, o discuție foarte interesantă. Și eu știu o grămadă de oameni și mie mi se întâmplă să îmi fie foarte greu să cer, până la urmă, ceea ce merit, nu? Sau cred eu că merit. Exact. Sau ce simți, exact despre asta e vorba. E frumos de adus în propoziție și cuvântul simt că merit, pentru că capacitatea noastră de a cere niște sume e direct proporțională și cu stima noastră de sine. Dacă mm. eu simt că sunt valoros, dacă eu simt că munca mea valorează mulți bani, nu o să mă simt prost să solicit sumele respective. Dar dacă eu cre am crescut și trăiesc cu asocieri cum că banii sunt malefici, banii sunt ochiul dracului, banul face din om neom, din cauza banilor să ceartă rudele și așa mai departe... Stai că îți mai citesc una. Ia! Cu ce te îmbogățești mai tare, de aia te usuci mai mult. Iată. Și acum, Cătălin eu nu spun că banii de sine stătători sunt un lucru eminamente bun. Sunt un amplificator. De fiecare dată când apar conflicte legate de bani, părerea mea e că trebuie să analizăm un pic mai în profunzime să vedem despre ce e conflictul ăsta de fapt. Pentru că banii sunt o monedă, sunt o formă de a schimba energie, resurse între noi. Și e foarte periculos, cred, și la nivel personal, și la nivel de popor, să ajungi să asociezi moneda în sine, unitatea de schimb, cu ceva rău. Tranzacția poate să fie nesatisfăcătoare, să spun că eu, pentru contribuția pe care o aduc, cred că merit mai mult, sau cred, din contră, că primesc prea mult pentru, ce, pentru cu ce contribui. Și acolo negociem tranzacția, dar a asocia banii în sine cu ceva malefic. E potențial periculos și știi dacă te uiți și la origine, de unde vine credința asta foarte tare? Vine din, pe fondul faptului că multe conflicte, multe tensiuni în familie, în relații de cuplu. În relații de cuplu dau doar exemplu ăsta. David Bass un psiholog american care studiază mintea din perspectiva evoluției, focalizat pe relații. Și Bass spune că uh, banii sunt pe locul 2 cea mai frecventă sursă de conflict în cupluri după fidelitate. Hm. Și eu asta aș, 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 ridica o temă de reflexie ascultătorilor noștri și anume, dragilor, să ne gândim dacă banii la urma urmei sunt lucru care ne face probleme, însă și moneda în sine, sau felul în care ne raportăm la moneda respectivă. Cum am, exemplele pe care le dădeam, mi se pare că unul câștigă mai mult decât mine, dacă eu trăiesc cu asocierea că banii sunt o unitate pentru valoare, înseamnă că el e mai valoros decât sunt eu și aia poate să mă enerveze, că îmi minimizează propriul statut. Dar eu mă întreb cum ar arăta o Românie în care relația noastră cu banii ar fi una corectă, în care n-am crește educați că sunt ceva periculos de care trebuie să fugi sau ceva despre în, care, în cazul în care ți-i dorești și ai, nu vorbești, dacă noi și, și în relație ai văzut. Da. Nu vorbim salarii, nu vorbim în sume. Da, că chiar, e, nu, nu, nu spunem asta, da. nu se vorbește în societatea. Da. E o da. relație foarte playboy, așa, cu banii. Adică, nu, e, sunt, sunt pagini din revistă la care nu ne uităm. E interzis minorilor. Și mi se pare că aici avem foarte mult de pierdut din uh, unghiul ăsta în care nu. Uh, înțelegem că, la urma urmei, banii sunt o unitate de schimb, sunt un amplificator pentru. Dorințele noastre, pentru competența noastră, pentru valorile noastre, și dacă începem să ne uităm la ei în lumina asta, s-ar putea să ne fie mai ușor să-i cerem, mai ușor să-i primim și pur și simplu să ne fie și mai ușor să vorbim despre ei. Cred, Paul OLTEANU, că ar merita în sezonul următor, când poate să refacem niște lucruri, să le spunem de maniera următoare. Învață-ne, Paul OLTEANU, cum să ne cerem salarii pe care le merităm. De exemplu. Uite, și, nu fix, acum. Asta, nu, și fix în linie cu asta. E, e, iar aș zice în, în discuție cuvântul la a simți că merit. Asta presupune să fii în contact cu cine ești și cu ce simți în interior și a înțelege că dacă simți rușine, nu, nu banii sunt rușinoși. Înseamnă că e ceva legat de competența mea, legat de mine ca persoană care aduce rușinea aia în conversații și de aia mi-e greu să cer. Ar fi o super, super conversație. Să ne recablăm un pic relația cu banii ține minte asta, dar deocamdată vă oferim două, atenție, două episoade despre muncă. Căci munca, ce valoare mai importantă decât munca? Să avem? mai întâi am vorbit despre bani și acum e firesc să trecem și să la vreau. ce e nevoie să facem ca să apară în viața noastră. Următoarele despre muncă. Mulțumim! Arhitect.ro nu uitați, acolo îl găsiți pe Paul și echipa sa cu explicații mult mai, mult mai largi despre toate aceste subiecte. Mind Architect, powered by Europa FM. Susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.